Ce frumos și ce romantic în fața guvernului. Doi căței vagabonzi se iubesc. Cam asta e Moldova și capitala ei. O bătaie de joc de oameni și de animale. Peluza din fața guvernului. Guvernul și primăria bagă bani în toate căcaturile și nu bagă nici trebuie. Azilor pentru căței, castrarea lor, reducerea populației cât mai civilizat. Vă amintiți că Filat a băgat 1 milion, mă tinc, în catargul ăsta cu drapel. Taman drapel tricolor mare mi trebuia nou. Aici ați văzut, au făcut rampă și lift și nu știu unde e butonul și nu știu cum să-l folosească. Vai de capul nostru. Căței în fața guvernului, unde mai găsești? Înhăitați. Și erau mai mulți, văzusem într-o zi acolo, în scoarul Europei. În Parcul Central, vreo 7 în parc. Probabil ceilalți i-au mai otrăvit. Alte soluții nu știu a noștri. Otrăvești și culegi după aceea cadavrele sau animalul în stare de agonie, în spume. Și o travă aceea risc să ia vreun copil sau vreun câine în lesă. Țară de cacao. Viață de câine.